Hristos, cruce cea de viață, făcătoare se înalță, pe calea și suita, iarăși chemându-l pe Adam. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor lui. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. La Drăgănescu, județul Giurgiu, părintele Arsenie Boca a realizat pictura murală ce împodobește biserica din localitate. Pictura este unică și de mare importanță teologică, duhovnicească și catehetică. Pe cupola altarului se vede icoana Maicii Domnului șezând pe tron, având sub picioare un covor cu motive românești, pruncul Iisus Hristos pe care îl ține în brațe, aura pruncului atunci când trece prin fața Maicii Domnului nu o acoperă pe Maica Domnului. Acea porțiune de suprapunere arată că Maica Domnului se deprind aura pruncului Iisus Hristos. Iată Părintele cum a pictat acest detaliu, arătând importanța Maicii Domnului în ierarhia cerească. Apoi, dacă vom urmări cu privirea icoanei cealaltă pe tavan, vom vedea icoana Pantocratorului, chiar în fața Sfântului Altar. Vom observa că se uită la noi, are privirea ațintă asupra fiecăruia dintre noi, dacă sunt mai multe persoane în biserică, ne binecuvintează cu mâna dreaptă. La acea icoană am aflat și noi că Părintele Arsenie a spus, lucrând la acea icoană, că a urcat pe schelă și a coborât de atâtea ori că înconjura Bucureștiul pe jos. Deci foarte multă muncă sau trudă depusă la realizarea acestei icoane. Pare a fi o fereastră în tavanul bisericii prin care Domnul se uită la noi, iar noi pe pământ, fiind pe pământ, îl vedem pe Domnul Dumnezeu în ceruri, care se uită la noi și ne binecuvintează. Hristos nu avea nevoie de mântuirea sa, dar fără pogorârea sa, în trup de om recreat, născut afară de calea păcatului, mântuirea noastră ar fi fost cu neputință. Ori noi eram și suntem cei care avem nevoie de mântuire. Pentru iubirea de oameni a lui Dumnezeu, simțită de noi ca o credință arzătoare de mântuire, ni s-a arătat și ni s-a dat ca model de viață persoana reală a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El e pentru noi oamenii măsura desăvârșirii. Atât doar că modelul revelat trebuie urmat. Căci dacă Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră, aceasta nu însemnează că noi să ne dedăm lenei, pentru că a făcut Dumnezeu totul și noi nu mai avem de făcut nimic. Dumnezeu a făcut totul din partea sa, anume s-a micșorat pe sine și s-a făcut om, om adevărat, întru totul asemănându-se nouă, afară de păcat, ca să ne arate cărarea cu lucrul și cu persoana sa.
El era și Dumnezeu adevărat. Dar a mers omenește pe calea cea nouă. De aceea, calea mântuirii o numim calea lui Dumnezeu, pentru că cel dintâi, El a mers pe ea. Deci, cei ce vrem să ne mântuim, trebuie să mergem și noi, aceeași cale, toată. Și, fiindcă avem a trece peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașă, iar noi nu suntem decât oameni, Iisus, cel cu cruce, ne ajută, dăruindu-ne din persoana și din viața sa cele trebuitoare. Dar mai presus de firea noastră, ba mai mult, chiar El însuși se luptă pentru noi, ca să-L urmăm întocmai, pe toată calea pământească. Duhovnicești ale Marelui Duhovnic de la Mănăstirea Sâmbăta nu au putut rămâne ascunse sub obrocul cenzurii comuniste. Părintelui Arsenie Buca i s-a interzis să slujească, însă predica prin imagini. Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopului Giurgiului, consideră pictura de la Drăgănescu o metamorfoză a cuvântului viu, o predică pictată ce răzbește dincolo de timp și spațiu. Vom vedea pe partea de miază zi icoana botezului Domnului în apa Iordanului. Acolo Domnul este botezat cu apă de către Sfântul Ioan Botezătorul, care este prezentat așa, având o statură ascetică, mare postitor a fost Sfântul Ioan Botezătorul, îmbrăcat în haină din păr de cămilă, așa cum spune la Scriptură, încins cu acea cingătoare, botează cu apă pe Mântuitorul Iisus Hristos, ale cărui picioare se văd prin apa Iordanului. Părinte a pictat o apă transparentă, cristalină, să spunem. Deasupra se pogoară Duhul Sfânt peste capul Mântuitorului Iisus Hristos în chip de porumbel și un înger îl înveșmântează pe Mântuitorul cu acel veșmânt imaculat. Acest detaliu arată importanța botezului pentru noi, pentru că noi, având păcatul strămoșesc, după botez căpătăm această stare imaculată a sufletului. Scăpăm de păcatul strămoșesc și de alte păcate, desigur, dacă cel care se botează are o vârstă mai înaintată. În rest, în acea icoană, sub aspect material, să spunem, e multă austeritate. Bogăția ei constă în dimensiunea spirituală a botezului și a prezenței Preasfintei Trimi. Tatăl a vorbit, Fiul se boteza și Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel. Domină culoarea aurie care conferă o luminozitate bisericii. Intri în Sfânta Biserică și te liniștești. Dobândești o pace, o lumină. De adevăr, lumina necreată a Harului. Harul Dumnezeu care lucrează asupra credincioșilor. Și Părintele, în fiecare icoană, prezintă această lucrare a Harului. Este diafană, este spiritualizată, toate persoanele sfinte sunt prezentate în mod spiritualizat. Să nu uităm de dimensiunea umană. Toate persoanele sfinte au fost pe pământ aici, da? Adică ne referim la Mântuitorul Iisus Hristos, la Maica Domnului și la sfinți. Sunt persoane reale. Dar acum sunt în această stare de sfințenie, care e o stare metamorfozată. Persoane înduhovnicite. Și această dimensiune harică se vede în fiecare icoană a Părintelui nostru Arsenie. Și această prezență
ne face să ne gândim iarăși, să afirmăm iarăși că Părintele a fost într-o legătură profundă cu Dumnezeu. Am auzit un cuvânt care mi-a plăcut foarte mult. Mulți l-au căutat pe Dumnezeu și Părintele l-a căutat pe Dumnezeu, dar l-a și găsit. Și acest adevăr, zic eu, se întrevede și în această dimensiune spirituală a icoanelor, în această prezență diafană a icoanelor. Viziunea preasfințitului părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, în pictura de la Drăgănescu, culorile impresionează. Devin sonore, uimesc prin sobrietatea lor și în infinita lor frumusețe reflectă lumina dumnezeiască. Există o întreagă știință a luminii, nu există clar obscur, nici ceva scos în relief cu ajutorul umbrelor, pentru că în lumea icoanelor soarele nu apune niciodată. Este o zi fără apus. Semnează noapte, avem icoana răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos. Vedem acolo, de o parte și de alta, a crucii răstignirii pe Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul. Apoi observăm și mâna sutașului, care ține casca pe ea, acel sutaș care a mărturisit, spunând, într-adevăr, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Deci, o convertire a unui ofițer roman cu drept de viață și de moarte asupra supușilor Imperiului Roman, pentru că cei din Țara Sfântă erau supuși Imperiului Roman la vremea aceea, iată, se convertește. Adică nu mai vede în Iisus un simplu om, ci îl vede pe Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta este o revelație extraordinară și iată că el face acest pas în credință. Apoi încă un detaliu teologic deosebit în icoana răstignirii. Dacă prin cu atenție, sub crucea Mântuitorului este un semicer pictat acolo ce arată lumea iadului, a suferinței, a morții, a întunericului. Iar deasupra crucii este un, așa, un semicerc al luminii, adică o lume a luminii, a harului. Crucea este înfiptă cu baza ei în pământ, dar este înfiptă și cu vârful ei în cer, în acea lume, în acel semicerc al ce simbolizează lumea de sus, lumea, împărăția cerurilor. E o învățătură dogmatică ce spune că în Vinerea Mare, prin jertfa de pe cruce, a fost întemeiată în mod nevăzut Sfânta Biserică. Și apoi în mod văzut la cincizecime. Iată că Părintele a pictat această, adică în pictura, în icoana răstignirii, se observă și acest detaliu de ordin dogmatic. Mulți îl urmează pe Domnul. Dar când se treacă prin moartea de pe cruce, desăvârșită lepădare de sine, mulți se dau înapoi. Toți aceștia întârzie pe cale. De aceea zic, cine vrea să vadă pe Domnul în viacul fără de sfârșit, după înviere, trebuie să meargă cu el toată calea. Iar nu numai până la un loc sau numai până la o vreme. Rămași în urmă de frică sunt destui în toate vremile, dar mai ales în zilele noastre, temându-se ca nu cumva, din cauza credinței, să-și primejduiască viața aceasta. Noi însă zicem,
Unde e fericirea aceea să cădem și noi în primejdia în care a căzut Dumnezeu? Iar de nu ne primejduim pentru Dumnezeu, e semn că nu suntem vretnici. Iisus Hristos, Dumnezeu prin fire, primind să se facă om pentru iubirea de oameni, s-a coborât sub lege, ca păzind porunca asemenea unui om, să desfințeze osânda cea veche a lui Adam. Iar știind Domnul că toată legea și prorocii atârnă în porunca iubirii de Dumnezeu și de oameni, s-a grăbit să le păzească asemenea unui om, de la început și până la sfârșit. Aceste porunci, care rezumă Scriptura, trebuie păzite împotriva cuiva care vrea să le surpe. Trebuie apărate. Trebuie trăite în ciuda firii și unui potrivnic. Altfel, nu ne mântuim. Cu acest potrivnic a avut Iisus o luptă îndoită. Una, prin prisma plăcerii, și a doua, prin încercările durerii. E bine de observat că Iisus Hristos, întrupat în om adevărat, a biruit pe diavolul ca om, iar nu ca Dumnezeu. Căci cu puterea de Dumnezeu, ca fulgerul l-a aruncat din ceruri. Iisus a venit să se lupte cu diavolul ca om adevărat, întrucât numai așa ne putea împinge la toată îndrăzneala câtă trebuie. Iar câștigând ca om o biruință desăvârșită asupra lui, biruința ne-a dat-o nouă în dar. Dar numai dacă ne luptăm și noi ca el. Scrisoare către părintele Arsenie Buca, Nichifor Crainic grăia astfel despre pictura de la Drăgănescu. Pictura sacră e istoria în imaginea vieții Mântuitorului și a celor transfigurați de el, adică imaginea raiului. Sfinția ta ai înțeles să faci o pictură transfigurată în nuanțe clare și deschise, paradisiace, pentru a sugera lumea feerică de dincolo. Pe tavan strămează zi, aici deasupra noastră, icoana schimbării la față, Părinte respectând întru totul mesajul evanghelic, unde spune că fața Mântuitorului strălucea ca soarele, iar veșmintele erau albe ca lumina. Și așa a pictat și Părintele pe Mântuitorul Iisus Hristos pe vârf de munte, cu veșmintele albe ca lumina și din dreptul capului Mântuitorului plecând o lumină aurie, care se revarsă în conuri de lumină asupra frunților tuturor celor din jur. Acolo fiind pictați în partea de jos trei Sfinți Apostoli, Petru, Ioan și Iacov, iar în partea de sus, doi Sfinți din Vechiul Testament, Elie și Moise. Părintele spunea, totul atână de cârma minții. De aceea a pictat în această icoană acest detaliu. De fapt, îl regăsim și în alte icoane ale schimbării la față, anume că lumina Harului este concentrată asupra minții omului. Ca omul să-și curețe mintea ca să poată să înțeleagă și să trăiască poruncile. Și Sfântul Apostol Petru a și spus, să nu uităm, spune în Sfânta Evanghelie, a spus ce bine ne este nouă aici. Deci vederea acestei lumini i-a adus în suflet fericire. O stare de har, o stare de desăvârșire, am putea spune, adică o simțire a desăvârșirii duhovnicești pe care poate a dobândit-o mai târziu. A pregustat lucrul acesta și s-a simțit fericit. Deci, iată importanța acestei icoane și a acestei icoane și revin la ce am spus mai înainte, Părintele
prezintă icoanele cu mesaj teologic, dar o teologie aplicată la nivelul credinciosului. Adică o învățătură pe care credinciosul să o înțeleagă și să o trăiască. Deci nu e o teologie așa mai ruptă de înțelegerea poporului, ci o teologie pe care poporul o înțelege. Și Părintea a vrut să o înțeleagă, poporul să înțeleagă teologia ca să o trăiască. Să nu uităm, prima filocalie, prima ediție a filocaliei românești, cine a susținut-o financiar? Poporul. La sâmbătă, Părintele a făcut apel la credincioșii care veneau acolo să se înscrie, să doneze niște bănuți ca să poată fi tipărită prima ediție a filocaliei românești. Deci cei care au contribuit la apariția prin ediție au fost oameni de rând, care au cumpărat, să spunem, s-au înscris și au și primit, desigur, câte un volum din prima filocalie românească, să spunem, adică prima ediție a filocaliei românești. Deci iată și aici se vede această dorință a Părintelui ca poporul să înțeleagă, să învețe, să înțeleagă și să trăiască credința ortodoxă. Nichifor Crainic continuă în scrisoarea sa. Biserica de la Drăgănescu iradiază lumina Raiului. Ceea ce domină în ea până acum e imaginea Maicii Domnului. Vedem spre miază noapte icoana Domniei Maicii Domnului. Acolo Maica Domnului este pictată întinsă pe acel pat mortuar. Deasupra Dumnezeu ia sufletul în brațe și ridică la ceruri. Sunt pictați apoi ucenicii ai Mântuitorului Iisus Hristos care prohodese Maica Domnului. E pictat și acel personaj negativ, acel iudeu pe nume Atonie, care a avut să răstoarne sicriul Maicii Domnului. I s-au tăiat mâinile pentru acest gest profanator, să spunem, dar el s-a înspăimântat și a început să creadă Mântuitorul Iisus Hristos și, de urmare, mâinile i s-au lipit. Și Părinte a pictat și această minune în icoana Adormirii Maicii Domnului. Nichifor Crainic observa foarte bine prezența dominantă a Maicii Domnului în pictura bisericii de la Drăgănescu. Cea care ocrotește biserica din bolta altarului e pur și simplu magnifică în milostivirea ei de mijlocitoare a lumii către dumnezeiescul ei fiu. Cea care plutește vizionar peste sinodule de la Efes e făcută din atâtea nuanțe și numai din nuanțe, încât nici nu pare pictură, ci o apariție vaporoasă și diafană, care cu cerescul prunc în brațe apare să întărească pe sinodali că ea e într-adevăr Maica lui Dumnezeu, Teotokos. Concluzionează Nichifor Crainic în aceeași scrisoare. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. Sfântului Duh și acum și pururea și